Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați suporteri farici, dragi iubitori ai fotbalului, în această seară, cu începere de la ora 21, pe terenul central din complexul sportiv al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, este programată întâlnirea dintre formațiile Farul Constanța și FCSB din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Pentru a prefața această importantă întâlnire pentru alul albaștri, l-am invitat la Studio Farul TV pe vicepreședintele Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, domnul Neculai Tănase. Bună seara, domnule Tănase, vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație. Hristos a înviat, bună seara dumneavoastră, bună seara urmăritorilor noștri. Este o zi sfântă, se sărbătorește și Sfântul Gheorghe, prilej pentru noi de a le transmite la mulți ani și multă sănătate managerului tehnic al Farului Gheorghe Hagi și președintelui clubului constanțean Gheorghe Popescu. Ne așteaptă o partidă deosebit de interesantă, o partidă pe care alb-albaștrii vor cu siguranță să o câștige. Da, cred că va fi o partidă destul de disputată, presiunea nu este la noi, presiunea cred că este la ei pentru că sunt în luptă directă cu CFR Cluj și cred că va ieși un meci destul de disputat. Ne dorim cu toții ca la sfârșitul meciului cele 3 puncte să fie în curtea noastră. Farul ocupă în clasament poziția a 4-a cu 28 de puncte, vor afișa în scurt timp clasamentul, iată colegii din regie. Pe prima poziție este CFR, 48 de puncte, FCSB, locul al doilea, 43 de puncte, Universitatea Craiova, 42 de puncte, Voluntari, 30 de puncte, Farul, cum spuneam, pe locul 5, cu 28 de puncte și FC Argeș, 27 de puncte. Un succes astăzi ne-ar permite să urcăm pe poziția a patra, ar fi un lucru deosebit de important, mai ales că începe returul în play-off. Pe poziția a patra în clasament, da, și cu, și cu câștigarea Cupei României de CSU Craiova putem lua în calcul și o participare în cupele europene. Deci asta este și obiectivul clubului. Cu siguranță toți suporterii fariști, toată suflarea alb-albastră dorește acest lucru. Haideți să vedem și rezultatele înregistrate în play-off în această etapă. S-au disputat primele două întâlniri. Duminică, Voluntari CFR 0-1 și FC Argeș CSU Craiova 0-4, meci încheiat cu puțin timp în urmă. Iată, au fost două victorii ale oaspeților în această rundă până acum. Ne dorim ca Farul să aducă primul succes al gazdelor în această rundă. Farul și FCSB s-au întâlnit în prima etapă din play-off, atunci la București au cedat jucătorii noștri, scor 0-2 la capătul unui meci în care arbitrajul a lăsat dorit. În această seară ne dorim ca totul să decurcă normal. Haideți să vedem și formulele de start ale celor două echipe. Să începem cu formația noastră, Farul Constanța, manager tehnic Gheorghe Hagi, în poartă Aioani, linia de fund Duso, Larie, Mladen, Denoyer, la mijloc Artean, Rada Slavescu, Grameni, în atac Iancu, Moldoveanu și Pitu, lipsesc golgheterul Hefte Betancor și Adrian Petre, două piese importante în atacul Farului, dar există jucători care îi pot înlocui. Iată și echipa de start a oaspeților, FCSB, antrenor Toni Petrea, cu Târnovană în poartă, jucători de câmp Miron, Coman, Șut, Ovidiu Popescu, Tănase, Cristea, Octavian Popescu, Olaru, Radunovi și Cordea. FCSB nu are decât varianta victoriei în lupta pentru titlu, dar Farul pe teren propriu este o echipă redutabilă. Farul pe teren propriu a demonstrat de fiecare dată că este o echipă redutabilă, prestează un joc ofensiv și, cum v-am spus și mai devreme, cu siguranță jucătorii care îi vor suplini pe Betancor și pe cei care lipsesc, pe Hefte, cred că vor face un meci destul de bun și eu mă aștept la Grameni să fac un joc bun, la Pitu să fac un joc bun, copiii crescuți de noi în Academie aici. Moldoveanu iară este un transfer, cred eu, destul de interesant, e un jucător dispus la efort, e un jucător care cred eu că să le facă probleme în seara asta la apărătorii steliști. Vom vedea, așteptăm cu mare interes partida din seara asta. Terenul se prezintă în condiții excelente, iată și brigada de arbitri, Marcel Bânsar la centru, Mircea Grigoriu la primul asistent și Mihai Marica, cel de-al doilea asistent. Să sperăm că vor conduce partida
excelent și nu vor exista probleme. Suporterii Farului vor fi cu siguranță număr mare în tribune. De fiecare dată în confruntările cu echipele bucureștene, fanii Farului au creat atmosferă incendiară în tribune. La un meci cu Steaua, dacă aveam un stadion cu o capacitate de 20.000 de locuri, cred că era plin până la refuz. De fiecare dată au fost meciuri viu disputate, meciuri care au încântat pe suporterii noștri. În prezent ocupați funcția de vicepreședinte al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, cea mai bună academie de fotbal din țară. Cum decurg lucrurile în actualul sezon? Echipele au parcurs foarte bun până acum, la toate categoriile da, de vârstă. Din 2014 sunt vicepreședinte al Academiei Hagi. E adevărat, cu atribuțiuni mai mult administrative, nu tehnice. Partea tehnică avem director tehnic, avem coordonatori, avem grămadă de antrenori și președintele care ține tot timpul legătura cu antrenorii. Ne apropiem de finalul sezonului, toate echipele în Liga Elitelor sunt pe prima poziție și cu siguranță singurul obiectiv este câștigarea titlului la toate categoriile. Ca de fiecare dată, în ultimul timp știți foarte bine că am participat de fiecare dată în finale și la Under 19 și la Under 17 și la Under 15. Asta este obiectivul nostru, pentru că așa sunt crescuți în spiritul ăsta, să devină campioni, să devină cei mai buni de la an la an și cu siguranță și anul ăsta cred că vom câștiga, cel puțin la 3 grupe, vom câștiga campionatul. La studio Farul TV depuneam amintiri împreună cu foștii jucători ai Farului. Să trecem acum la perioada în care ați îmbrăcat tricou alb-albastru, o perioadă frumoasă. De două ori ați fost la Farul, 96-98 și apoi 2001-2003. Noastră ați început fotbalul la Mangalia? Am început fotbalul al Clubul Sportiv Școlar Mangalia. La 17 ani am fost luat de AS Neptun, am debutat la senior și undeva în vara anului 1996, țin minte că s-a făcut o selecție la nivel de județ și printre jucătorii remarcați la momentul respectiv am fost și eu. Deci, da, din 1996 până în 1998, prima etapă, am fost și eu unul din miile de jucători care au fost în curtea Farului. De la Neptun? Da, de la nivel de Liga a 4-a, Ion Marin. Ion Marin, da, țin minte că Ion Marin au fost un nucleu de vreo 7 jucători, dacă țin eu minte bine. Era vorba de Chirea, de Palade, de la Midiana Vodar, de Claie, de Gheorghiu, de la Laurențiu, am fost vreo 7 sau 8 jucători, da, care în momentul ăla am fost selecționați pentru a juca pentru culorile alb-albastre. L-ai avut ca antrenor la Neptun pe un fost fundaș de fier al Farului? Pe Mihai Stoica, da, Mihai și Stoica. Mulțumesc pe această cale pentru că a avut grijă de mine și un om deosebit, un antrenor care era dedicat, un antrenor care era aproape de jucătorii și el are un merit foarte mare. În perioada aia, țin minte că mi-a făcut lobby, venea Nea Costa Gache și mă urmărea la fiecare meci, da, și țin să-i mulțumesc pe calea asta și să-l salut. Cum era atunci atmosfera la Farul, în urmă cu 25 de ani aproape, iată, au trecut? Întotdeauna atmosfera a fost una plăcută la Farul. Să ținem cont și ce jucători erau în perioada aia, să ținem cont că la nivel de județ erau 4 echipe care participau în Liga a 2-a, în campionatul național. Vorbim de jucători ca Deni Șerban, ca Stelian Carabaș, ca Bănică Oprea, ca Daniel Ghișan, ca Marian Dinu, ca Gigi Ciurea, ca regretatul, Dumnezeu să-l odihnească, că s-a stins de tânăr, și Gică Barbu, un jucător bun și un model pentru mine. Țin minte că era unul din jucătorii care chiar aveau grijă de mine și eram sub aripa lui, cum apropiat, se spune, da. Jucând apropiat. În defensivă, mijlocaș, da, la închidere și fundaș central, a evoluat. Da, o atmosferă foarte plăcută și în vestiar și în tribune, ca de fiecare dată. Farul a fost un spirit aparte așa. Pentru județ, o echipă iubită de tot județul, echipa Fanion a județului, care la momentul ăla, țin minte că alimenta toate celelalte echipe din eșalonul secund și din eșalonul 3. Așa școală de fotbal performantă a avut Farul la momentul respectiv. Și bineînțeles, continuă. Acum
cu noua generație. A urmat apoi revenirea la Calatis, a întors la Mangalia. În 1998, din câte mi-aduc aminte, am fost dați împrumut la Mangalia, cu tot cu staff tehnic. Țin minte că Gache Constantin a fost antrenorul, da, antrenorul principal. Eu, Bănică Oprea, Marian Dinu, Sorin Țeican, am fost vreo 5 sau 6 jucători transferați la Mangalia. Am format o echipă puternică și în acel an, 98-99, am și promovat în divizia B. Ai evoluat acolo și ai revenit la Farul după promovarea Farului în 2001. Da, am evoluat 98-99, Liga 3-a, 99-2000. În Liga a doua, dacă nu mă șel, un an sau doi ani, după care, da, am revenit la Farul, antrenor fiind Grigoraș, am venit la Mangalia, am avut o discuție cu dânsul și m-am reîntors înapoi. Poate eram și crud, da, la momentul respectiv, în 96, aveam, țin minte, vreo 18 ani jumate, 19 ani. Am fost dat puțin așa la reabilitare la Mangalia și m-am întors pentru 2 sau 3 ani de zile înapoi. În acele două sezoane, 2001-2002, 2002-2003, ați avut meciuri importante, ai prins și barajul de la Baia Mare, în care Farul a reușit să se mențină în prima ligă. Da, am prins barajul cu Baia Mare, am jucat meciul de acasă titular cu Baia Mare, țin minte că am câștigat cu 1-0 și returul, dacă nu mă înșel, la Baia Mare s-a terminat 0-0. Cu 0-0, da. Ați rezistat. Eroic. Am rezistat și am rămas în Liga 1, da. Cu 2 ani înainte sau cu un an de zile înainte am mai jucat un baraj, dar nu eram la Mangalia, perioada aia cu FCM Bacău, barajul de Pomină. Mai spectaculos decât cel cu Baia Mare. Dar și cel cu Baia Mare a avut o încărcătură mare, pentru că se juca un loc în primul eșalon, acolo unde Farul vrea să obțină rezultate cât mai bune. Tu ai, așa să zicem, o legătură aparte cu antrenorul de portare actual al Farului. Cele două goluri marcate de tine, primul eșalon... Fane Preda, da. Așa s-a nimerit. Țin minte că era portar la FC Argeș. Într-un meci cu FC Argeș am înscris în poartă fiind Fane în Preda. În 2003, 25 mai 2003. Și la Petrol, cu un an înainte. Un meci înaintea meciului de baraj am jucat un meci cu, da, tot la fel, cu Petrol, unde ne trebuiau 3 puncte și... Preda era atunci la Ploiești. Preda din întâmplare tot el a fost, da, deci două goluri am în Liga 1, da, două goluri Liga 1, lui Fane Preda, recunosc. Tot la Pitești ai mai dat o pasă de gol pe Cosmin Chirea în 2001-2002. Da. Amintiri frumoase, Farul reprezintă o stare de spirit, Farul trebuie să fie acolo mereu sus în Liga 1. În actualul sezon s-a îndeplinit obiectivul prezenței în play-off, în play-off unde este o luptă acerbă, valori ridicate, meciuri spectaculoase. Da, cred eu că Farul ar trebui să participe an de an, să participe în play-off, pentru că este o echipă cu pretenții, o echipă care a demonstrat-o de fiecare dată că poate juca de la egal la egal cu orice echipă mare din țara asta și obiectivul, cred eu, următorul obiectiv, de asta cred că s-a și făcut această fuziune, în următoarea perioadă, cred că nu ne vom rezuma doar la participarea în play-off. Cred că vom ținti și câștigarea campionatului, dar aici este o discuție mai amplă, trebuie implicarea administrației publice, județene, locale, toți factorii de decizie, privați, publici, ar trebui să pună umărul pentru că o singură echipă are județul Constanța și ar trebui să ne mândrim cu ea. Se fac eforturi foarte mari pentru a susține și Academia pe de-o parte și clubul FC Farul pe de altă parte. Academia care are rezultate foarte bune, să nu uităm chiar în urmă cu o săptămână, grupa 2009 pregătită de Cosmin Constantin a învins pe Paris Saint-Germain și Atletico Madrid în turneul din Spania. A avut o evoluție bună, tineri jucători. Evoluție bună, da, de fiecare dată când participăm la turneele, fie interne, fie internaționale, avem o prestație foarte bună și v-am spus, ne batem de la egal la egal cu orice echipă, la orice nivel de vârstă. Este foarte important ca de mici să aibă adversari puternici, să crească în valoare jucătorii și astfel atunci când fac pasul spre marea performanță să nu aibă emoții. Ei cresc în spiritul ăsta de mici, conceptul este de așa natură încât să crească în spiritul ăsta, dar fiecare jucător în parte, și aici vreau să le adresez copiilor, trebuie să aibă cât un obiectiv personal, individual.
Obiectivul clubului, conceptul clubului este unul sănătos, dar fiecare cu el trebuie să-și pună un obiectiv personal spre a ținti performanța, că până la urmă lucrurile materiale vin din a face performanță. Pentru că discutam de copii, dacă nu mă înșel, atunci când evoluai tu la școala sportivă din Mangalia, atunci când erai un tânăr jucător, parcă ți se spunea Micu Bală, dacă nu mă înșel, o poreclă dată de copii în acea vreme? Poreclă, da, eram pasionat de Craiova Maximă la perioada respectivă. O echipă și pe bal în fotbalul românesc. Da, modelul meu era Bilie Balaș, da, departe de, da, doar poreclă. Da. Dar atunci reprezenta un lucru important. Iată, puțin mai devreme ați avut pe jucătorii Farului în prim plan care au ieșit la încălzire înainte acestei importante partide cu FCSB care va începe la ora 21 pe terenul central din complexul sportiv al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Pentru că am prezentat rezultatele din play-off și clasamentul, haideți să ne aruncăm o privire și asupra play-out-ului ligii întâi, acolo unde lupta pentru retrogradare s-a cam rezolvat din cauza problemelor financiare. Iată rezultatele în această etapă din play-out: Clinceni Mioveni 0-2, Gazmetan Dinamo 0-1, UTA Chindia 1-0, Rapid Sepsi 1-0 și astăzi Botoșani FC Universitatea Craiova 2-1. În scurt timp și clasamentul din play-out cu Rapid, Botoșani și Sepsi în luptă pentru primele două poziții care asigură un meci de baraj pentru a continua apoi lupta pentru Europa. Chindia și Dinamo, echipele care vor lupta în barajul de evitare a retrogradării, iar Clinceni și Gazmetan retrogradate, grave probleme financiare. Din păcate există aceste lucruri în prima ligă care influențează. Da, este o perioadă destul de grea din punct de vedere financiar și, cum v-am spus și mai devreme, dacă autoritatea publică nu intervine în susținerea sportului, și aici mă refer la nivel de țară, la echipele care e destul de greu să susții o echipă de Liga 1, pentru că sunt cheltuieli foarte mari și ce ține de utilitățile stadionului și ce ține de salarii. Deci eu cred că în următoarea perioadă, fără o implicare a autorităților publice, nu văd prea roz campionatul. Pentru Farul, un lucru foarte important va fi și construirea noului stadion, de care s-a tot discutat. Acolo, în strada Primăverii, este spiritul farist. Da, cu toții așteptăm să fie finalizată. Sunt avansate foarte mult lucrurile. Cred că undeva în 3 ani de zile sper să avem o arenă pe măsură, sper să fie atmosfera care o vedem pe marile stadioane din Europa. V-am spus, sper să fie toți constanțenii și toți dobrogenii alături de acest club pentru a face performanță, că uitându-ne la cine ne conduce, cred că nu mai e de spus nimic. Avem cel mai mare fotbalist, l-avem pe Gică Hagi, care el este coordonatorul a tot ce înseamnă Academie și FC Farul, avem pe Gică Popescu președinte, jucători cu, nu mai are rost să spunem, da, cu ștate la nivel internațional, antrenorii de la Academie, noi avem tot ce înseamnă și infrastructura, vedeți că de-aia am ieșit de fiecare dată la nivel de Academie numărul 1 în ultimul timp, pentru că oferim o bază materială și o infrastructură unde se pot antrena copii. Gândiți-vă că sunt 700 ceva de copii acum. Foarte mulți. Ne antrenez foarte mulți copii și avem condițiile, cred eu, cele mai bune din țară. Dar trebuie să fim și susținuți, cred eu. Foarte importantă și selecția la nivel de copii și juniori. Sunteți cu ochii pe viitoarele talente? Da, departamentul scouting cred că funcționează destul de bine. Avem parteneriate în țară cu anumite cluburi private. V-am spus, nivelul de selecție, cei 70 de copii, 60 de copii care sunt, au toate condițiile, le asigurăm toate condițiile, de la masă, de la transport, de la școală, de la echipament, de la absolut tot, numai să facă performanță. Au pedagogi buni, au coordonatori buni, dar v-am spus, important este să aibă și ei obiectivele lor personale. Și obiectivele lor personale nu sunt cât câștig, sau mai sunt părinți subiectivi aici, mai sunt părinți subiectivi, da, care vin, cât câștigă copilul la 14-16 ani. Banii vin în urma performanțelor, deci obiectivul lor este să facă performanță și Farul să fie doar o rampă de lansare pentru Europa. Asta cred eu că
să se concentreze asupra fotbalului. Atât, banii vin după aia. Un lucru foarte important, noi să ne întoarcem spre finalul emisiunii la partida dintre Farul și FCSB, meci din etapa a 6-a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, cu Farul pe poziția 4-a 28 de puncte și FCSB locul secund 43 de puncte. FCSB luptă cu CFR și CS Universitatea Craiova pentru titlul în actualul sezon. Încă o dată rezultatele: Voluntari CFR 0-1, FC Argeș CS Universitatea Craiova 0-4. Meciul dintre Farul și FCSB va începe la ora 21 pe terenul central din complexul sportiv al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Echipele din această seară anunță un spectacol total pe gazon. Farul, manager tehnic Gheorghe Hagi, în poartă cu Aioani, linia de fund Duso, Larie, capitanul echipei Mladen, De Noier, la mijloc Artean, Rada Slavescu și Grameni, în atac Iancu, Moldoveanu și Pitu. FCSB, antrenor Toni Petrea, cu Târnovan în poartă, Miron, Coman, Șut, Octavian Popescu, Tănase, Cristea, Ovidiu Popescu, Olaru, Radunovic și Cordea. Un duel între Farul și FCSB pe care suporterii fariști îl vor câștiga de favoriți. Un duel atractiv, un duel care se anunță deosebit de interesant, iar la finalul celor 90 de minute cu siguranță ne dorim ca cele 3 puncte să intre în contul formației noastre. Da, sper să fie un meci deschis, să fie un paște de 3 puncte pentru culorile noastre. Iar dacă este zi de sărbătoare, stadionul, în tribunele stadionului se vor umple cu siguranță, lume multă la această partidă. Biletele sunt vândute de săptămâna trecută. Interes maxim aici pentru întâlnirea dintre Farul și FCSB. Iată, jucătorii sunt la încălzire. Noi așteptăm cu interes fluierul de stat al partidei. Domnule Tănase, noi vă mulțumim pentru prezența în studio. Să sperăm că această prezență va fi una de bun augur. În continuare ne dorim ca rezultatele Farului să fie dintre cele mai bune. Și eu vă mulțumesc și sper să avem un meci care să ne satisfacă pe noi și publicul constanțean. Și la sfârșitul meciului să ne bucurăm de cele 3 puncte câștigate de noi. Așadar, peste puțin timp va începe confruntarea dintre Farul și FCSB pe stadionul central din complexul sportiv al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Stimați suporteri fariști, nu uitați, împreună suntem mai puternici. Hai Farul!